În comunitate. În comunitate. Cu Răzvan Ursuleanu. În comunitate. Așa, sunt multe de discutat, să le luăm nu pe rând, că nici nu știu care ordinea. În primul rând vreau să vă spun că emisiunea este și pe Facebook, puteți să și uh, le vedeți pe invitate, nu doar să le auziți și m-aș bucura să faceți acest, acest, lucru, pentru că dintre cele trei persoane prezente în studio București FM, credeți-mă, sunt două la care chiar merită să vă uitați. E un procent bun pentru, pentru o emisiune. O, o campanie foarte importantă, cum, cum spuneam puțin mai devreme, Cât te ține tinerețea? Și nu e retorică întrebarea aceasta, Și campania de conștientizare se numește Riscurile consumului de, de droguri, Spectacolul Cât te ține tinerețea, Și evident lucrurile se leagă, se leagă între ele, Um, o să dau uh, cuvântul uh, Hai actriței mai întâi, adică hai, actriței. De uh, Iulia, bine ai venit de... în emisiune. Mulțumim mult Are o poză, trebuie să spun. Uitați vă trebuie, trebuie adică nu doar nu doar eu să trec prin lucrul acesta, ca să vedeți ce înseamnă sau ce poate să facă un actor. Mă uitam la afișul uh, spectacolului Câte ține tinerețea de Kenneth uh, Lonergan și sunt aici Eșerban uh, Gilvaci, sper să pronunț numele da, da, corect. Iulia, care e aici, Iulia Alexandra Neacșu și Dragoș Maxim. Iulia este între cei trei. Eu am, am văzut fotografia și când a apărut Iulia, mă gândeam, zic, mă, dar nu fi putut, poate n-a mai putut să vină fata din uh, spectacol și o fi trimis pe, pe altcineva. Apropo, de ce înseamnă, cum se poate transforma un, uh, uh, un actor. Așa se întâmplă la între pentru că ești actriță, în primul rând. La fiecare rol, ești, actor trebuie să fie 100% cameleonic? Uh, din punctul meu de vedere, da, presupun că sunt actori. Acum depinde și de stilul pe care vrei să-l abordezi, de tehnica pe care o abordezi. Uh, e în funcție de fiecare actor. Mie îmi place să schimb personajele, adică să nu joc niciodată același lucru în aceleași sau în diferite spectacole. Știi cine ar trebui să învețe de la tine? O să supere ascultătorii pe mine. Aolea. Ar trebui serios să învețe. Deci sunt doi mari actori Bine, sunt mai mulți. Unul se numește Al Pacino, altul se numește Robert De Niro. Din punctul meu de vedere, Pacino, care este un actor uriaș, dar, dar este manierist. Este. Poate, aproape toate filmele, poate mai puțin, nu știu, primele, uh, Serpico, uh -huh. Nashu, primele. Uh -huh. După care el e, al, el e Al Pacino și toate se îl îmbracă pe Al Pacino. Se adaptează felului de a fi. Robert De Niro este cu Totul, altfel, Le poate să joace orice. Clar. Se transformă 100% dintr-un bunicus drăguț într-un criminal în serie. Se îngrașă fizic da, da, da. și slăbește pentru rolurile uh, respective. Deci, uh, domnul Pacino, dacă ascultați emisiunea, vedeți cum se face. că adică depinde foarte mult și de regizor. Atunci când devii un nume, până la urmă, regizorul te ia inclusiv pentru acel nume. Și adaptează filmul. Da. Uh, bine ai venit la Risa. Bine v-am găsit Tu ești uh, și PR și unul dintre creatorii acestei campanii de Da, Să clar... îi place Iulie să spună unul din creierii, da, <laughs> creierii <campanii>. da. De deci, <laughs> e clar că nu vrei să stai potoată <laughs> Și că faci o, o mulțime de lucruri Hai să te întreb Fiind unul dintre creatorii acestei campanii Care dincolo de tineri Cred că este utilă și dincolo de România Este utilă oricând și oriunde um, ce, ce s-a întâmplat în ziua aceea? Stați așa un grup și unul dintre voi a nu. spus: auzi, nu facem și noi o campanie adevărată. Cum nu. a fost? Uh, povestea a fost așa. Am văzut mai multe podcasturi uh, la care se uită tinerii. Am vrut să vă pun un pic la curent cu la ce se mai uită tineretul din ziua de astăzi, cine sunt noi influenceri. Uh, am care treaba. Și am văzut acolo o, o chestie general valabilă În sensul în care vorbesc atât de deschis despre consumul de droguri Ca fiind o chestie absolut normală mm. Fără a avea vreo reținere că fac o chestie ilegală Fără a avea mm. uh, vreo reținere că nu este în regulă Motiv pentru care am zis ceva nu e ok Semnal adică, de alarmă, clar Da, ceva nu e ok Iar mai apoi uh, am uh, primit mm -hmm. <laughs> cumva pe tavă piesa de teatru și am zis, zic, piesa asta de teatru ar trebui să ajungă la niște copii, dar ar trebui legată într-un mod inteligent și de o dezbatere. Mm -hmm. Corect. Și acolo, acolo a fost startul. De acolo am pornit. Am construit uh, această campanie gândindu-ne că uh, vârsta de 16-19 ani, tineri la care noi ne, ne raportăm, ar fi suficient. Am aflat ulterior că nu este suficient, pentru că vârsta de consum, de debut al consumului a scăzut sub 13 ani. Copii de 11 ani care ajung la spital la urgențe după ce au consumat prea multe droguri. Statisticile Agenției Naționale Antidrog arată doar o parte a realității. Din păcate, din momentul în care am început noi să lucrăm la această campanie și până astăzi, mi-am mi dat seama și am conștientizat, apropo de, de cuvântul cheie de care spuneai, că realitatea este mult mai dramatică decât cea din statistici și asta mi-au confirmat-o profesori, mi-au confirmat-o părinți, mi-au confirmat-o elevi care au venit la noi după spectacol și ne-au spus, am o clasă plină, unde toți sunt dependenți. Nu am ce să fac cu acești copii. Uh, am colegi care consumă de la 12-13 ani și uh, prima dată când am dat cu capul așa de realitate a fost de fapt când uh, Gabriel Crișan, uh, fotograf, a făcut o expoziție pentru această campanie și a stat câteva săptămâni printre consumatorii din jurul Teatrului Național București, da? deci din centrul capitalei. Și uh, Oamenii de acolo povesteau, tineri în special, povesteau cum uh, și cât de ușor își cumpără droguri. Problema nu este. Uh, cât consumă, ci ce consumă. Pentru că au ajuns să consume niște substanțe sintetice care, în primul rând, nu se află în, în statisticile agențiilor antidrog sau la spital sau nu pot fi depistate și, în al doilea rând, sunt foarte ieftine. Ajung să cumpere cu 25-30 de lei un gram de, așa zis, alba, se spune, nu vreau să-i facem reclamă, dar, din punctul meu de vedere, părinții și oamenii care ne ascultă ar trebui să știe că există și astfel de, de droguri care nu pot fi depistate, spre exemplu, atunci când merg cu copiii la spital. Deci ar trebui. Bine, discuția putem să o extindem foarte tare. Așa Sunt foarte azi. multe lucruri de, de discutat. În mod evident că această campanie este direcționată vizibil către tine, dar în mod evident, cum spuneam și puțin mai devreme, părinții trebuie să fie extrem de atenți, de zi și nu doar pe perioada unor campanii la ceea ce se întâmplă, pentru că ei sunt, să spunem așa, primul zi de apărare. Ei sunt, mm. părinții. Așa este. Școala este la rândul ei un zi de apărare, statul a început lucrările, cred că. Și de, de, de azi în trei ani o să se întâmple ceva. Știi Dar, care e problema? Uh, faptul că există... Uh, fiecare caz este particular și de ce spun asta? Pentru că există, spune că pornim de la părinți. Ok, există părinți care își doresc să știe ce înseamnă consumul de droguri, cum pot depista copilul care ajunge acasă după ce a consumat substanțe, pentru că dacă, spre exemplu, copilul consumă alcool sau fumează, ajunge acasă, îl simți. Da? În cazul acesta al drogurilor, copilul ajunge acasă, nu știi. S-a drogat, nu s-a drogat, a consumat ce a consumat, ce putea să consume. Nu știu care sunt simptomele pe care să-și dea seama faptul că copilul a consumat drogul. Și atunci există acest, această categorie a părinților interesați, direct interesați și care sunt la curent cu ce se întâmplă. Ei bine, există și o a doua categorie a părinților care vor să ascundă lucrul acesta. E mai mare a doua categorie? nu aș putea să-ți spun. Nu, nu știu dacă putem să. Nu există o statistică. Există doar uh, aceste două mari categorii. Pe de altă parte, probabil că există și părinți care, dacă ar ști ce să facă și cum să facă, uh, ar face ceva. Mm. Sunt părinți care nu acceptă acest lucru și chiar dacă le spune, spre exemplu, directorul de școală sau un profesor, vezi că copilul tău are o problemă, care vor spune, uh, nu e adevărat, copilul meu nu are nicio problemă. La fel se întâmplă Asta și. la o să spună și despre ei că oamenii tind să facă acest lucru. Da, uh, da. Vor spune copilul meu nu are nicio problemă, dar tu ai vreo problemă? Nu, nici eu n-am niciun fel de problemă și trăim într o lume în care absolut nimeni nu are niciun fel de problemă. Corect. Este minunat, Corect. această da, lume cred că și E cumva și vina societății, mai ales că noi trăim încă într-o țară postcomunistă până la urmă. Dar nu fi diplomată, e, posibil... e cumva și vina societății. Este 100% da, deci, în mă mă de ce. Mă refer vinem. că nu toată lumea este vinovată pentru societatea da, în care da, trăim, da. dar este până la urmă o țară postcomunistă și cumva cred că mentalitatea părinților, bunicilor și așa mai departe încă vine de acolo, din perioada comunismului. Chestia asta de să nu afle nimeni ce-ai făcut, stai că tu nu ai nicio problemă, n-ai făcut asta, ascunderea asta constantă. E foarte interesant și foarte corect de asemenea ce spui, pentru că multe dintre subiectele din emisiunea în comunitate de-a lungul timpului au atins și această, acest aspect mm. uh, Românii care Evită să meargă la psiholog Să nu clar, zică da. cineva că Iată și pe ăla de la etajul 2 a luat o raznă, E clar că de, să nu vorbească Despre problemele lor, când din contră În alte țări, foarte mulți oameni Se salvează de probleme mm. Discutând despre ele, de, de, practic cerând Cerând ajutorul uh, Vreau să întreb Iulia, mm. spectacolul acesta câte ține tinerețea uh, Se va desfășura doar strict legat de această campanie sau o să, o să fie și în, și în continuare? E punctual? Momentan nu știm chiar sigur. Acum vrem campania asta să fie pentru elevi, dar este un spectacol și pentru adulți. În varianta pentru adulți o să fie, bineînțeles, un vocabular mai colorat. Sau mai normal sau pentru, mai pentru normal, tine da. Să spunem că uh, există și o expoziție foto realizată de Gabriel uh -huh. Crișan Care poate fi vizionată la intrarea și ieșirea din uh, sala de spectacole M Aș recomanda cumva la ieșirea din sala de spectacole Pentru că, din ce am înțeles, unele fotografii sau multe dintre ele sunt tulburătoare da. Și îți alterează imaginea despre spectacol Mai bine da. vezi spectacolul și ca un fel de... Împachetare, așa, la ieșire dacă vezi Așa aceste am gândit-o fotografii... și noi, da, da, să da, fie da. la ieșire Problema uh -huh. este că la ieșire toată lumea se grăbește Să plece, nu știu unde pleacă Toată lumea, dar toată lumea se grăbește să plece atunci Motiv ce pentru ce care Să le vadă orică întâlnită da. Da, 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 Motiv da, pentru da. care ajung uh -huh. cu 10-15 minute înainte de spectacol Și atunci în alea 10-15 minute, Măcar minute să vadă Pot să pozele. se uite la la aceste, la aceste Fotografii care are, Fiecare fotografie are uh, Și o poveste Povestea este transcrisă Scrisă așa cum și-o amintesc Subiecții din, din poze. Singurul lucru pe care noi l-am schimbat a fost numele personajelor. Nu am vrut să le dăm numele, motiv pentru care nici fața nu apare foarte bine. Însă, cei care vor să vadă măcar o parte din această expoziție pot să vadă, să ne urmărească și pe Instagram, cât te ține tinerețe, acolo unde noi postăm în mod constant și de la spectacole, și despre piesă, și locațiile. Mai avem și câte un concurs, mai dăm câteva invitații și pentru oameni care vor să vadă, și acolo pot vedea și o parte din expoziție mm. și din munca noastră. Ce înseamnă, te întreb, dar să nu, să nu râzi, te întreb ce înseamnă fotografii cu impact emoțional uh, și te întreb acest lucru pentru că auzim mult prea des uh, impact emoțional. Dacă te uiți la știri, <coughs> sunt mai multe uh, figuri sobre care spun atenție, urmează imagini cu impact emoțional, decât știri în sine. Uh, și vreau să te întreb uh, ce înseamnă fotografii cu impact emoțional. Adică. Uh, Gabriel Crișan a urmărit un anumit aspect, a, a, urmit, a, a urmărit anumite figuri, tipuri nu de figuri, figuri sau momente. A urmărit uh, momente, momente din, uh, din uh, viața consumatorilor. Spre exemplu, uh, este povestea unui uh, om care povestește că nu și-a mai dat șosetele jos de câteva luni de zile uh, din picioare și că este teamă să facă acest lucru pentru că este teamă că rămâne fără carne. Asta este povestea lui. Deși el stă în continuare cu tăvița, tăvița este un instrument făcut dintr-o luminare din care ei, în care ei își încălzesc drogurile și uh, inhalează substanțele vaporii care reies. Există aceste momente cu vaporii care ies din, uh, din uh, tăviță și uh, de tineri foarte mici care își uh, bagă stringa în, în, în vene. A, a, acestea sunt... Uh, uh, nu pot să descriu atât de Mai bine pe cât, de, da, cât, cât de tare e impactul atunci când vezi fotografia și citești uh, Ce povestea. Ce mă bucură foarte tare, apropo de români care, în general, se feresc să nu vor să se știe despre ei nimic, uh, faptul că toate persoanele care au fost surprinse, surprinse în aceste ipostaze au fost de acord, au știu că sunt fotografiate, da. deci, mm -hmm. deci practic au colaborat benevol la această campanie, ceea ce mi se pare admirabil. Mai rom. mult decât atât, există un băiat, cred că este și cel mai tânăr dintre subiecții noștri, are uh, 17 ani, uh, care ne-a spus, i-a spus fotograful, i-a spus uh, lui uh, Gabriel Crișan, faptul că și-ar dori, poate într-o zi, să poată să vină să vorbească în fața liceenilor, să spună poveste astfel încât alții să evite. Povestea lui este felul următor, pe la 12-13 ani dă de droguri, face parte dintr-o familie bună, nu are casa, are unde să stea, dar devine atât de dependentă Cât într-un an de zile renunță la școală, părinții lui știu de chestia asta Și dispare câte două, trei zile de acasă cât are bani Când nu mai are bani se întoarce acasă la familie Părinții ce au făcut în această poveste? Știm? Chiar eram curios. Adică au, au făcut ceva sau s-au resemnat cum fac mulți oameni? El povestea că în prima, parte, în prima, în prima fază au încercat să, să, facă ceva, nu au reușit. Pentru el lucrurile erau foarte clare, însă chiar dacă el consumă în continuare și își dă seama de acest lucru, este conștient de, da, revenim la cuvântul cheie, acum încearcă să, să să-i ajute pe ceilalți. Lucru pe care l-am mai întâlnit uh, recent la foști consumatori care ne-au contactat ei din proprie inițiativă și au, și au dorit să vină să fie alături de noi în această campanie și să spună povestea. Iulia, fără să uh, strici surpriza spectacolului, știi ce ne poți... Uh, ce ne poți spune despre spectacolul în sine? Cât te ține tinerețea? Și apropo de asta, ai, așa, pur și simplu personal, ai un răspuns la întrebarea asta? Știi câtă lumea vrea să știe? Ah, cred că te ține tinerețe e o întrebare pe care ți-o poți spune zilnic. Adică într-o dimineață te, poate te trezești și strosnește vreun și atunci zici gata, s-a dus tinerețea. ieri a fost noapte, gata. și revine. Asta a fost, da. Și într-o dimineață te trezești fresh și zici ok, o luăm de la cap, nicio problemă. Deci de tine depinde cât te de da. ține tinerețea, nu de da. tinerețe. Nu, no, nu. No. Dacă tu te simți tânăr și la 70 de ani ești tânăr, dacă te simți bătrân la Habar n-am 16 ani, ești bătrân. Așa este. Și în, spune, ce ne poți spune despre uh, spectacol? În regia lui George Olar, da. uh, trebuia să spun acest uh, lucru, în uh, muzica Alexandru Suciu, pentru că toți acești oameni sunt importanți uh -huh. și au lucrat la spectacol, uh, costumele da uh, sunt făcute de Daniela Diaconescu. Da. Deci foarte tari costumele, mă uitam. Dacă știi, așa la o primă privire, par a fi costume normale de stradă. Nu, sunt, sunt foarte gândite, și se, asorcea, se asortează perfect și cu, cu cadru. Se vede că acolo e un om talentat. Și scenografia este a lui Andrei Șova. Șova felicitări tuturor și bineînțeles și felicitări oricărui uh, spectator care ajunge în sală și vede spectacolul măcar o dată. Așa, ce ne pot spune? Uh, Vă, pot spune despre prietenia dintre Warren și Denis. Warren este jucat de către Șervan Gilvaci, Denis este jucat de către Dragoș Maxim. Uh, ei sunt prieteni de foarte mult timp, uh, au 19, au 19 ani, se cunosc de când erau mici. Warren, în schimb, face prostia de a fura bani de acasă, de la tatălui din servietă îi aduce la denis acasă și încep să se gândească cum ar putea face și mai mulți bani. Iar asta include vânzarea unor droguri. Și atunci, ca în toate poveștile frumoase, știți ce să intuiesc? bine femeia și salvează situația? Nu prea salvează, săraca. Încearcă, încearcă. E vorba și despre... ei doi nu încearcă, uite ce vor să facă. E vorba și despre prima dragoste între Warren și Jessica. Iar aici cred că pot absolut toți tinerii și adulții să empatizeze Pentru că e o stângăcie pe care o întâlnești efectiv în... uh -huh. Atunci, la prima dragoste uh, Vreau să fac, să nu uit Pentru că uit cu vârsta apropo de câte ține tinerețea. Uh, colega mea, Mihaela Ioniță Dăduse puțin mai devreme pe, pe Facebook uh, Ca de fiecare dată câteva informații suplimentare despre uh, emisiune Și eu i-am scris aici, trebuie să vă spun pe mine tinerețea m-a ținut cât m-a ținut. Mi ce se pare corect că nu, nu mint, nu chiar, uh, uh, chiar așa a fost. Și uh, pentru că uit, uite că mi-am amintit, uh, vreau uh, și pe, pe urmă continuăm subiectul nostru, să vorbiți puțin și despre pe și despre alte proiecte care nu se leagă neapărat de, de ziua de astăzi, dar așa cum spun de fiecare dată, evenimentul e foarte important, tema emisiunii, dar în același timp... Sunt oameni care vin și vorbesc și care au mai multe proiecte. E un moment foarte bun. Și de această dată încep cu, uh, cu tine, Iulia. În afară de acest spectacol, ce, ce vrei să faci cu un <laughs> <laughs> În afară de acest spectacol, mai lucrez la Teatrul Nou, FF Theater, Teatrul George Ciprian din Buzău și Teatrul în Culise. La Teatrul Nou pregătesc acum o premieră care o să aibă loc luna viitoare, pe data de 28. Se cheamă Billboard. Și o să fie vorba despre cum am ajuns să introducem reclamele în fiecare fațetă a vieții noastre. Da, ce interesant! Da, și cum am ajuns să înlocuim arta cu reclamele. Da, și noi suntem... Mi se pare că și oamenii au ajuns ușor-ușor, așa, pe jumătate billboard. O anexă a telefonului. Adică așa văd o lume în care e populată de telefoane mobile și care telefoane mobile au un pet. Și îmi plimbă un om după ele și le au îl, alime îl alimentează, îl hrănesc <coughs> cu imagini. Deci cam, cam așa pare. Așa, și pentru că spuneam la începutul emisiunii că e clar că nu ai, nu ai stare și nu vrei să te potolești, și tu ai de asemenea mai multe, mai multe uh, lucruri. Măcar gânduri Sau să facem gândul, mai da, multe da, da. proiecte. În primul rând ne dorim ca acest proiect să meargă mai departe. Chiar dacă se în anul școlar, vrem pe timpul verii să lucrăm la o aplicație și un site. Pentru că există. Dar o... să fie și o inerție, vrei să spui. Nu se oprească, nu s-a oprit anul școlar da. și am încheiat. Da, 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 cu... da, da, okay. da. Adică să continue și pe timpul verii pe zona de online, pentru că acolo putem ajunge la uh -huh. foarte mulți tineri. Uh, și sunt foarte multe lucruri de făcut pe zona asta de conștientizare asupra riscurilor pe antidrog. Uh, sunt... Publicul țintă nu este unul clar și definit. Aici e vorba și de părinți, e vorba și de profesori, e vorba și de copii. E toată lumea uh, trebuie să fie implicată și tocmai de asta gândim acum un proiect pe zona de online pentru uh, care să fie făcut uh, pe perioada verii, iar din toamnă să uh, mergem cu proiectul în, în țară și la alscoi pentru că probleme nu sunt doar în București. Probleme <laughs> sunt și la Constanța și la Vaslui și la uh, Botoșan și la Iași, adică ar, ar fi bine să ajungem în mm. cât mai multe locuri. Iar în paralel uh, încă gândim uh, o altă cam campanie pe depresie, pentru că burnout, au depresie, pentru că este tot o zonă despre care prea puțin vorbesc și prea mulți oameni sunt prinși în în acest carusel al al problemelor, nu neapărat psihice, ci mai degrabă psihologice, da. dar uh, la fel, unde nu vorbește lumea și nu-și nu asumă, nu conștientizează că au un burnout, nu știu ce să facă. Sunt izolați de mulți de către ceilalți. Ca Ei, și uite, cu asta drogurile. ar fi o temă de dezbatere. Dacă o persoană care e, este diagnosticată cu depresie trebuie izolată sau nu de la locul de muncă, dacă e bine să o izolăm sau e bine să o lăsăm la, în, în comunitate. Adică sunt extrem de multe lucruri de discutat. Păi, și pe mă gândesc, gândesc la RISA în mod logic. Dacă o persoană este depresivă, de Multeori lucrul acesta, se, mai ales la mulți oameni în vârstă, se asociază și cu singurătatea. Mm -hmm. Dacă îi, mai, îi pui și o, uh, un billboard cu lăsați-l în pace că e depresiv, păi dar nu-și mai revine niciodată. exact. Se, Asta este și se opinia mea, dar, dar, dar societatea, opinii, societatea, da. societatea efectiv, poate să să, să te excludă. Mm -hmm. Așa este. Și atunci, da, e un subiect prim, care trebuie, da, exact, trebuie explicat, discutat, pentru că, în primul rând, în România, ca și în alte țări, bineînțeles, nu prea. Se înțelege încă ce înseamnă de fapt depresia. Adică nu e așa cum spun foarte mulți, a, ești trist. Nu, e mult mai mult. Căutăm eu da. o piesă de teatru și pentru asta. <laughs> da, mi-amintesc când eram în școală, era o, o, o colegă și spunea îi spunea altea, fată, sunt depresată, fată, și rimează, e o poezie frumoasă, da. dar în mod evident ea nu avea niciun fel de depresie, era o doar o formă, se, se, se alinta. Uh -huh. Și cred într-adevăr că persoanele care suferă de depresie, uh, vorbesc foarte puțin. Cele care uh, se duc și vorbesc cu ceilalți și spun tuturor sunt depresivi, de fapt nu sunt deloc depresivi, ci Sim. e o, o, o cale de a te agăța de alte comunități. Așa, așa pare, nu de fiecare dată, dar așa pare. Vă reamintesc sau vă spun dacă ați venit mai târziu, București FM 98,3 pe 16 mai la ora 12 dacă greșesc, de fapt nu am nicio grijă că sunt aici două fete și când greșește un bărbat, nu, are nicio șansă. <laughs> nu scap. Deci, pe, șai, iau, pe 16 fost. mai, ora 12, a avut loc prima repre 2023, da. <laughs> a avut loc prima reprezentație a spectacolului Câte ține tinerețea, campania de, vorbim despre campania de conștientizare riscurile consumului de droguri. Aici, mâine, mâine avem pe a doua. Pe a doua. Tot marți de la ora 12, tot la TNB. Da, Așa este. <laughs> Vă spuneam București FM, bineînțeles, 98,3. Vă reamintesc de asemenea să intrați pe pagina de Facebook. București FM, să emisiunea este și live, video pe, pe Facebook. Cât te ține tinerețea? Cred că s-a și răspuns cumva la, la această întrebare și în mod evident fiecare om are cu adevărat răspunsul. E bine doar să-l găsească, uh -huh. pentru că îl... E importantă... Poate ne spun și ascultătorii pe ei cât îi ține tinerețea. Dacă ne spuneți lucrul acesta... <laughs> sau cât ar trebui să ne țină tinerețea. Sau cât ar trebui da. să ne țină tinerețea, da, da. apropo de asta, trebuie să spun eu un exemplu. E adevărat că este personal, dar a fost foarte mult mediatizat și m-am bucurat. Deci bunica mea dinspre tată trăiește și rostă doi ani. Wow. Când am primit 100 de ani... ani să vă da. trăiască, să fie sănătoasă. Apropo de tinerețe și când am primit 100 de ani, majoritatea posturilor de televiziune de ce au venit, nu e vorba doar că am primit 100 de ani, dar la 100, 102 ani, dar la 102 ani poate să facă cu mintea lucruri pe care eu nu mai pot, s-a dus. Puteam cu tinerețea care a rămas într-o gară, nu știu pe unde, deci bunica mea la 102 ani, dacă vorbește cu voi, și face o paranteză, cum fac oamenii, mm -hmm. apropo, sau să oprește, ce e mâncarea pe foc. Eu uit de unde am plecat. Dacă deschid o paranteză, gata, ce vorbeam înainte s-a dus. Trebuie să-mi atrag uh -huh. atenția bă, persoana cu care vorbesc. Se duce, închide paranteza, stinge aragazul, se întoarce, ce are de vorbit altceva, după care revine, continuă ce vorbea puțin mai devreme. Wow. Așa că apropo de cât te ține tinerețea, deci te poate ține fără niciun fel de problemă peste 102 ani. Da, deci cred chiar cred. Da, 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 că toată viața și una lungă. Da. Uh, uh, una lungă. Așa. Uh, București FM, spuneam, este partener media foarte important Noi București FM suntem parteneri media la acest eveniment În studio, actrița Iulia Alexandra Neacșu și Larisa Bernaschi Care este și unul dintre creierii <laughs> Cum a sunat uh, acestei campanii Tu ești uh, și PR și uh, bineînțeles că și Iulia și Larisa Facă în afară de această temă și o mulțime de, uh, de alte lucruri Acum aș vrea, pentru că ne apropiem cumva de final, ceea ce vorbim aici se. și vreau să vă întreb pur și simplu pentru că voi sunteți în această campanie și aveți datele momentului. Uh -huh. În urmă cu nu foarte multă vreme, două sau trei săptămâni, nu mai țin minte, a, a fost o discuție legată de consumul de droguri chiar aici în studio. A fost a, prezent prin telefon un, a, un psiholog și discuția a fost a, foarte modernă, să-i spun așa. A, în care o opinie era că cel care consumă droguri, consumatorul, uh -huh. atenție, pedeapserul ar trebui, ar trebui să fie una minoră spre deloc. Spre deloc. Spre deloc. Uh, discuția asta nu s-a inflamat, că nu, suntem la radio. Dar în același timp, din păcate, în toată lumea, și mereu a fost această problemă, este foarte greu să așez legal aceste lucruri. Pentru că dacă tu nu... Solum logic, și eu nu știu, nu găsesc o soluție, de aceea avem somități, în lume care vor găsi. Dacă tu nu pedepsești consumatorul, asta înseamnă că, hai să dăm exemplu, laptele. Mm -hmm. Deci eu am voie să beau lapte, dar laptele e interzis. Este absurd. Atunci lași doar anumite tipuri de lapte să fie consumate. Cele care nu provoacă sau nu dau dependență. Mm -hmm. Bun. Deci eu beau lapte, am voie să beau un anumit tip de lapte, dar n-am voie să-l car. Mm -hmm. Nu? Pentru că dacă ești, dacă duci, Transport, ce oferi cuiva, tu ești practic traficant. Deci undeva din punct de vedere legal este un lant și fiecare za trebuie gândită foarte, foarte bine ca să așezi toate aceste lucruri într-un uh, făgaș legal. Mm -hmm. Dacă ai voie să transporti laptele, păi, deci ce am voie să-l consum, am voie să-l beau, am voie să-l transport, dar n-am voie să-l fabric. <ră> adică, de, gândiți-vă, deci toate aceste lucruri trebuie așezate bine gândit mm -hmm. ca, cu principalul obiectiv de a proteja persoană, da. Aici aș avea mai multe te argumente. Te de aceea și întrebat. A, Unu, putem să dăm exemplu Portugalia, care a dezincriminat, adică nu ești pedepsit pentru consumul de cannabis. A, ai voie să ai asupra ta un anumit gramaj, deci nu te ia nici pentru transport, dacă te încadrezi într-un anumit gramaj, au stabilit ei cam cât ai consumat în șase luni de zile, o chestie Ai voie să-l crești în balcon? A, așa, nu. E, vezi, aici se rupe lanțul pe Așa. Te... Uh, uh, îți explic și de ce se rupe lanțul, pentru că uh, tu dacă ai tu știi că ai consumatori. Tu dacă în România, spre exemplu, da, dacă mâine am luat toate drogurile, nu ar mai exista droguri de mâine. Să spunem că cei care vând sunt pedepsiți, în regulă. Luăm toată marfa, nu contează. Problema este că toți cei care sunt dependenți intră în Sevra și au nevoie de ajutor de specialitate și pe care în acest moment facă... da. statul român nu îl poate oferi. Ai dreptate 100%, așa este. Deci, atunci o tranziție către a nu consuma, da, este o zonă de... Asta e cumva o cale de mijloc. Dezincriminăm mm. consumul până, pentru anumite cantități, pentru anumite lucruri, pentru anumite doze, pentru ceva. Nici nu poți să le iei tot, nu poți să faci chestia asta, pentru că tu, după aia, tu ca stat, o să vezi cât de neputincios ești în fața acestui fenomen. Da? Nu ai ce să faci. Nu există tratamente încă pentru toate. Ar și ieși, ar ieși o nebune. Mm. Și atunci, cumva, zona asta de dezincriminare, ceea ce spuneai și tu, uh, hai să îi lăsăm pe consumator, că sunt consumator, da, să avem și anumite limite, dar totuși îl pedepsim pe ăla care vinde, dar totuși să aibă acces mai puțin, dar totuși să fie mai scump. Apropo de asta, uh, raportul Agenției Naționale Antidrog, un element extrem de important pe care prea puțin oameni îl uh, bagă în seamă. Uh, costurile pentru droguri sunt tot mai mici, cu o inflație mare în România. Am Cred că sunt și... singurele produse care s-au ieftinit da. în ultimii doi ani de zile. Este îngrijorător faptul că asta înseamnă că există mult pe piață, că există mm -hmm. ofertă. Și sunt din ce în ce mai mulți oameni care au financiar acces la el, dacă, da, sunt, mai da, dacă Fila, sunt mai ieftine. Apropo da. de relația matematică, da. iată că și înțeleg matematica, nu doar că am... Uh, că am conștientizat-o. Ne apropiem uh, ușor, ușor așa, uh, ca pe scenă, cu atenție, pe scena de aceea de scândură, cum îi place unui regizor de aici, de la noi din radio, să, să spună, îmi place foarte mult, cu domnule, pe scenă de scândură. Pentru că scena de scândură e de teatru. Așa poate să fie scena de operă, de orice. Scena de scândură este și felul în care scârție ușor unele da, scaune da, da. din sala de teatru, scârțuitul acela este unic în lume. Iis. Deci numai într-o sală de teatru se poate auzi așa. Este absolut minunat. Eu lasem asemăn cumva cu uh, vinilurile acelea care părăiturile da. acelea de la început sunt, sunt unice, unice da, absolute, da. Adică le iubești, fac parte din piesa propriu-zisă. Mm -hmm. Așa. Și uh, pentru că, după cum am spus, unii dintre noi avem o vârstă și mai uităm, de aceea este prezent tineretul în emisiune. Rog tineretul din emisiune, adică pe voi două, ce nu v-am întrebat, sau lucruri importante care ar fi trebuit spuse, și eu am omis, și e vina mea atunci, uh, legate de acest spectacol și de această campanie, să le, să le adăugați. Um, faptul că spectacolul nostru, la final, la aplauze, imediat după ce se termina aplauzele, um, avem o dezbatere deschisă cu specialiști de la Agenția Națională de Antidrog, care să vorbească cu tinerii care vin, și spre surprinderea, cred că, a tuturor. Marți, când am avut spectacol, pe 16, adică, au fost extrem de mulți tineri care puneau niște întrebări pertinente și erau foarte curioși să vadă. Cât mai multe lucruri despre acest consum al drogurilor și cum pot să facă să îl depisteze, cum se pot apăra, care e cel mai inofensiv drog, care e cel mai periculos drog și tot așa. Știau multe lucruri despre, despre droguri cei care au fost prezenți. Da, asta înseamnă în de cei, cei din sală, după ce s-a terminat spectacolul, au rămas în continuare și au da, participat. Da, ah, super. Da, da deci mai rămân rog. jumătate de oră, 45 de minute, în funcție de public, de bine, cât da, de multe da, da, întrebări da. au și discută cu reprezentanții Agenției Naționale Antidrog, care ne sunt parteneri în această campanie, nu ne ascundem. Și vin la fiecare spectacol cu specialiști, cu psihologi care să stea să discute cu copiii, dar într-un mediu relaxat e foarte important locul în care are loc dezbaterea. Pentru că ei au presiune, da. Da, au la școală, da. da mm -hmm. la școală, dar în seara de spectacole stingem luminile, e întuneric, nu se prea vede cine pune întrebări. De mâine vor putea pune întrebări online, anonimizat, ca mm -hmm. să nu știe colegul că el a pus întrebarea, să fie și mai interactiv, să poată să-și folosească și telefoanele. Adică e... Și, a, a, ei pun întrebări, ei au foarte multe curiozități. Da, Îți spunea Iulia puțin mai devreme, de, de, chiar de curiozitate, spune că au venit niște întrebări formidabile și chiar de curiozitate, ce tip de întrebări uh, pun tinerii? A, a fost te un rom. băiat care a avut, așa a început și încerc să citesc cât mai fidel. Uh, am o afirmație, nu o întrebare. Uh, uh, din câte știu eu, cannabisul nu este atât de periculos precum este alcoolul, este adevărat? Iată. Este adevărat, asta pot să răspund și eu, pentru că din punctul meu de vedere eu sunt uh, nu un militant anti-alcool. Mie nu mi se pare drept față de uh, celelalte vicii. Deci alcoolul în România și nu doar în România este cumva la limita amuzamentului. Adică mm. din punctul meu de vedere sunt două vicii, trei vicii principale, principale în lume. Drogurile, alcoolul, alcoolul și tutunul. Dacă la droguri și la tutun există campanii, există da. pe, pe țigara lui Humphrey Bogart în Casa Blanca, pun buline, ceea ce e o tâmpenie, Deci s-a dus cumva prea departe. În schimb, alcoolul da. este. Adică, mie mi s-a părea. S-a întâmplat într-o zi să văd Casa Blanca și să văd pe Humphrey Bogart că e pusesă și cu vreo două ore mai devreme jucase Național României care era cu firma de bere pe spate. Sport sponsorizat de alcool. Adică mi se pare genial. Deci ori te, te, tu, stat, te opui cu forță egală la toate vicile, da. adică nu la și unul. Și, și clinte, la jocuri de noroc? Da, și nu și... mai vorbim de jocuri <laughs> de Și erau toată lumea cânta, fericită, trească berea în care ne-am născut. Mie mi se pare genială și cu asta o să închei. Beau și eu cât toată ploaia care cade pe pământ? Mă, <coughs> Fiți atenți, hai că suntem oameni ar. Pă bune? chiar că toată ploaia care cade pe pământ și a plouat ultimele trei luni, da, da, da. adică, adică da. bem cât cuprinde, dar să nu fumăm. Da. Noi e bine să nu facem ni niciuna dintre uh, dintre aceste lucruri. Asta e, așa, am avut expoziul asta pe. A, pe și pe încă ceva, pentru că am întâlnit această situație, cei care vor să ne contacteze știu că sunt ascultători care vor să ajungă la spectacol, care vor să contribuie la această campanie, ne găsesc pe Instagram, câte ține tinerețea, câte ține tinerețea, cât rongmail.com, acolo răspundem, suntem mm -hmm. noi, ne pot contacta dacă vor, ca să nu mai existe probleme de circuit și oameni care nu pot ajunge la noi. Mulțumim! Cu plăcere, Iulia și la fel, orice fel de știa cum e momentul, răstorni basculanta. Pagina, ce vrei tu, pagina de Facebook, Instagram, tot, 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 pentru că dincolo de eveniment tu ești o, o actriță profesionistă care uh, uh, cu asta se ocupă. Asta este parte din viața Eu ta. Eu am zis să nu mă complic, am lăsat Iulia Alexandra Neacșu peste tot, pe toate rețelele de socializare. Aș mai dacă, simplu. Dacă vrea, o te găsește. Mă găsește, om, ea regu. nu e regulă. Bine, dragilor, uh, mulțumim în primul rând noi trei de aici din studio, Iulia Alexandra Neacșu și Larisa Bernaschi, împreună cu Răzvan Noștina, noi trei, vă mulțumim vouă, ce mai important ca de fiecare dată ascultătorii, pentru faptul că ați fost alături de noi. Uh, ar fi minunat să fie uh, ultima discuție legată vreodată de consumul de droguri, dar nu, nu va fi așa, pentru că încă n-am ajuns în acea lume ideală. Vom mai discuta și vom face acest lucru de câte ori va fi necesar. Cât mai des, sper. Mii Mi de mulțumim! Mulțumim, mulțumim și mulțumim. noi! Toate cele bune, o zi bună și uh, aten atenție! Atenție la, la în orice. Da. Uh, atenție la viteză în orice! Atenție la viteză în orice!